Astăzi am urcat puțin la munte cu Santa Fe-ul să vedem cum se mișcă. Și acum să ne întoarcem, că urcarea am făcut-o deja. Chiar se descurcă binișor la un drum ca acesta. Și o să venim pe viitor cu mai multe clipuri mai adevărate off-road-uri, să zic așa. Dar momentan am luat-o să vedem, să facem o primă probă, vedem cam cum s-ar menține la un off-road. Dar nu cred că își face probleme prin, da, ca o mașină, ca un SUV, nu ca o mașină de teren, bineînțeles. Da. Ce zici, Cătălin? Merge bine? Foarte bine. Merge foarte bine, nu? Deci chiar n-avem treabă cu ea, adică mașina poate. Dar să vedem și în alte clipuri ce o să mai pot. Aici avem din nou oricare puțin abruptă, dar deloc cu probleme pentru semeaua. Cam acesta a fost clipul, dragilor. Urmăriți-ne pentru noi update-uri, pentru altceva, pentru să vedem ce mai poate, să vedem ce mai spune, și o să facem și un review de prezentare al acestei mașini.